pereți crăpați, săl de clasă cu un minim mobilier și ziduri goale sau lipsa grupurilor sanitare sunt încă probleme care se mai regăsesc în unele școli din Gorjă. În urma controlului efectuat de către reprezentanții Direcției de Sănătate Publică, noul an școlar continuă în unități de învățământ care nu dețin autorizații sanitare de funcționare, iar termenul pentru remedierea situației este prelungit mereu. S-a constatat că, din punctul nostru de vedere, 20 de unități de învățământ nu au autorizație de funcționare, respectiv 12, școli, 12 grădinițe și 8 școli generale. De asemenea, s-a constatat că aceste unități sunt unități care nu sunt acordate la surse de apă și nu au grupurile sanitare chiar tocmai ok. Atunci li s-a dat termen de remediere și, bineînțeles, plan de conformare. Printre neregulile depistate, cea mai gravă problemă ar fi apa potabilă. Copiii sunt nevoiți să-și aducă apă de acasă în sticle și să se spele pe mâini la lighean. La unitățile respective se asigură apa potabilă pentru fiecare micuț venind cu sticlă de apă pentru a o consuma la școală și, bineînțeles, se asigură apă pentru igiena individuală în unitatea respectivă de învățământ. Alte nereguli care au mai fost depistate, nereguli mai mici, ca să spunem așa, sunt cele legate de igienizări au mai fost depisate săli de clase care încă nu se finalizaseră igienizările, împrejmuirile la unitățile de învățământ, bineînțeles mobilierul care din păcate în unele școli este mai vechi, iar în unele chiar și puțin degradat. Cele mai multe școli neautorizate se regăsesc în mediul rural.